De la 1 ianuarie, cota standard TVA a scăzut de la 24% la 20%, iar la apa potabilă este de 9%, ceea ce ar putea însemna o îmbunătățire pentru traiul zilnic al românilor. De asemenea, consumatorii casnici vor plăti de la 1 ianuarie cu 3,5% mai puțin la energia electrică. Codul fiscal mai prevede și un impozit pe dividende de 5% în scădere de la 16%, dar și cu un regim diferențiat de impozitare pentru micro-întreprinderi. În schimb, vor fi impozite mai mari pentru clădiri. Anul 2016 vine cu modificări importante în plan economic și fiscal, dar nu toate veștile din acest punct de vedere sunt dintre cele mai bune. Vom începe cu vești bune totuși. TVA-ul a scăzut de la 24% la 20%, ceea ce ne poate duce cu gândul că ne așteptăm la scăderi de prețuri cu circa 3,2% la produsele de bază, dar asta depinde de comercianți și producători în primul rând. Vor fi scăderi și la accizele pe alcool, cu 30% o scădere la aceste accize. La fel, ne putem aștepta la scăderea prețurilor băuturilor alcoolice. Spuneam că sunt și vești proaste pentru 2016, și anume taxele pentru imobilele care sunt folosite de către persoane fizice cu destinație comercială. Aici taxele au crescut foarte mult, ele au crescut chiar și de 10 ori în ceea ce privește aceste imobile. La Giurgiu s-a întâmplat acest lucru. Taxa pentru un spațiu care are destinație comercială, așa cum spuneam, a crescut de 10 ori până la 2%, de la 0,2%. Din 2016, cei care obțin venituri din activități independente vor fi obligați să achite contribuția pentru pensie, chiar dacă obțin și venituri din salarii. În schimb, pentru aceste venituri crește deducerea de bază de la 20% la 40%. De asemenea, persoanele fizice autorizate vor plăti pe lângă impozitul de 16% pe venit și contribuția de asigurări de sănătate de 5,5% și CAS de 10,5%. Pe de altă parte, contribuția la CAS va fi plafonată la 5 salarii medii brute lunare. În același timp, persoanele fără venituri vor fi obligate din 2016 să achite contribuția de asigurări sociale de sănătate și să depună o declarație fiscală în acest scop la Agenția Națională de Administrare Fiscală.